Ne aflăm la Muzeul Memorial Bogdan Petricei cu HD-ul. Sigur, foarte mulți dintre noi asociază și cunosc acest loc cu Castelul Iulia HD-ul. Castelul Iulia HD-ul este monumentul istoric. El adăpostește Muzeul Memorial Bogdan Petricei cu HD-ul. Un muzeu închinat celui mai învățat român al secolului XIX, așa l-a numit Mircea Eliade. Vom vorbi astăzi despre cel mai învățat român al secolului XIX, despre fiica sa, geniala Iulia HD-ul, despre lucrurile care s-au întâmplat de-a lungul vieții lor, dar și după, pot să spun așa? Da, puteți. E locul cel mai potrivit? Întreb este lucrul ăsta. Suntem în camera socotită în sufragerie, salon, sufrageria castelului, unde sigur se aduna toată lumea, familia în primul rând. Haideți să ne povestiți despre familia HD-ul. Soții HD-ul au trăit aici aproape 10 ani. Ei l-au vizitat pe Constantin Istrati, fostul președinte al Academiei Române, care avea reședința de vară unde este astăzi școala de poliție. Lui HD-ul i-a plăcut orașul, i-a plăcut liniștea. Și a cumpărat aici un hectar pe numele soției și a construit... Tot Iulia și soția? Da. Cele două Iulii, mamă și fiică, da, ambele aveau același nume, Iulia. A construit aici cel de-al doilea templu, templu spiritist, da, deci nu este doar un castel, este și un templu spiritist, este biserica lui HD-ul. De ce spun cel de-al doilea templu spirit? Pentru că primul este cavoul familiei de la cimitirul Belu din București. Da. HD-ul spune că planurile cavoului și ale castelului le-a primit prin spiritism de la Iulia. Dictate. Da, prin spiritism, dictate. Și avem toate motivele să credem lucrul ăsta. Da, avem, pentru că este un loc cu arhitectură, un loc unic, un loc în care se îmbină în mod armonios mai multe religii ale lumii, totul ca și cum ar fi fost prescris după o rețetă, ca și cum aceasta nu ar fi rodul imaginației cuiva fără niciun fel de ordine, dar ca și cum totul i-a fost dictat, fiecare pas, de la început la sfârșit. Lumea spiritismului e o lume metafizică. Societatea academică în care ființa Bogdan Petricei cu HD-ul era o lume foarte fizică, dacă pot să spun așa. Cum s-au împăcat aceste două universuri? Nu s-au împăcat. Pentru că HD-ul în ultimii ani ai vieții s-a retras din activitatea publică, a fost chiar marginalizat, ca să spun așa, de societatea. Oare de ce? Pentru că lumea îl considera un ciudat din cauza preocupărilor sale spiritiste. Durerea pierderii fiicei lui, sigur că l-a împins să aprofundeze și să studieze niște lucruri care erau în mare vogă la Paris la momentul acela, nu? Durerea pierderii singurului copil a fost unul dintre motivele pentru care HD-ul a început să practice spiritismul. Cel de-al doilea motiv a fost că însuși spiritul Iuliei a fost cel care l-a determinat pe HD-ul să înceapă să practice spiritismul. HD-ul spune că la 6 luni după moartea fiicei sale, în timp ce lucra la biroul lui la Arhivele Statului, spiritul Iuliei l-a posedat. Trecuse 6 luni de la moartea fiicei mele. Era în martie, iarna plecase, primăvara nu sosea încă. Într-o seară umedă și posomorâtă, ședeam singur în odaie, lângă masa mea de lucru. Dinainte, ca întotdeauna, era o testea de hârtie și mai multe creioane. Cum? Nu știu. Dar fără ca să știu, mâna mea lua un creion și îi rezema vârful de luciul hârtiei. Începui a simți la tâmpla stângă bătăi scurte și îndesate, întocmai ca și când aș fi fost băgat într-un aparat telegrafic.
vreo 5 secunde cel mult. Când brațul se opri și creionul căzut dintre degete, mă simți deșteptat dintr-un somn, deși eram sigur că nu adormisem. Aruncai privirea pe hârtie și citi acolo foarte limpede. Era scris și iscălit cu slova fiicii mele. Și el a scris pe o foaie de hârtie un mesaj în limba franceză. Te iubesc. Sunt bine. Ne vom revedea. De ajuns deocamdată. Și s-a semnat. Și când HD-ul și-a revenit din starea de transă, s-a uitat pe foaie și a văzut că deși mâna lui scrisese, slovele erau ale fiicei. Exact. Și acel mesaj l-a determinat. În primul rând, acela a fost motivul pentru care HD-ul a început să practice spiritismul. Întâi la București și apoi aici la Câmpina. Până să ajungem la momentul acesta de la Câmpina, vreau să ne povestiți câteva lucruri. Oamenii trebuie să știe cine a fost Bogdan Petricei cu HD-ul, membru al mai multor academii. Membru al Academiei Române, membru de onoare al Academiei franceze, ruse, bulgare, sârbe, cunoștea aproape 20 de limbi străine. Poate un om să cunoască 20 de limbi străine? Poate, HD-ul a putut. Un geniu. Da. A fost decan al Facultății de Litere din București, director la Arhivele Statului timp de 20 de ani. A fost deschizător de drumuri în folcloristică, în istorie. A fost, practic, cel care a inventat slavistica în România, cel care a început să studieze cea mai mare atenție documentele slavone din arhivele române. În culcușul tău te vise cerești, negănat ușor, îngerul duios, o să te fum pe ta, să pleacă să-mi vin. În creșterea unui copil, copilul ăla, sigur că are multe șanse să facă în viitorul lui ceea ce vede în casă la părinți. Și atmosfera de studiu. Și mai mult, știu că una din ambițiile lui Bogdan Petricei cu HD-ul a fost ca fiica să învețe cât mai multe lucruri și să aibă acces la arte plastice, la arte în general, lucru de care nu s-a bucurat în copilăria sa, Bogdan Petricei cu HD-ul. Și iată-ne la 16 ani la Sorbona. Cum a fost copilăria Iuliei? Copilăria Iuliei la București a fost aproape ca oricărui alt copil. Singura diferență este că Iulia, având o minte genială, a reușit să acumuleze atât de multe cunoștințe și a impresionat profesorii, educatorii, prietenii lui HD-ul. Tocmai de aceea pretențiile au crescut. Iulia însăși este cea care a ridicat foarte mult ștacheta, a vrut foarte mult să se realizeze din punct de vedere cultural. Ea însăși recunoștea valoarea familiei din care face parte și voia să ducă mai departe renumele familiei, voia să meargă mai departe decât a mers savantul HD-ul chiar. La 2 ani știa limba franceză? Da, la 2 ani începea, doar de memorie. Începea să vorbească. Trebuie mintea aia să funcționeze într-un fel ca la 2 ani să vorbești, să stăpânești o limbă străină. Da. A scris poezii? A scris într-adevăr poezii. Dacă la 11 ani cunoștea 5 limbi străine și deja absolvise gimnaziul, se pregătea să plece la Paris pentru a-și continua studiile la Colegiul Sévigné. Încă de atunci se preconiza că la 20 de ani Iulia ar fi devenit prima cea mai tânără femeie doctor în litere de la Sorbona. Din păcate, 20 de ani care n-au mai venit niciodată. Ne aflăm în camera Iuliei, o cameră în care pretutindeni se văd foarte multe flori. Flori pictate pe perete, flori pe această sobă absolut senzațională. De ce atât de multe flori?
Nu că ar fi neobișnuit, dar sigur e un motiv. În fiecare cameră se ascunde un motiv. Mobila, amplasarea mobilei, simbolismul, pictura de pe pereți, totul are în spate un motiv. HD-ul a primit indicații privind construirea acestui castel prin spiritism. Până la ultimul detaliu? Până la ultimul detaliu. Ne aflăm în camera dedicată Iuliei. Camera în care vizitatorul va putea vedea obiecte care i-au aparținut Iuliei. Va vedea bustul Iuliei HD-ul, bust adus de la cavou, cavoul familiei de la cimitirul Belu. Tot în această cameră, vizitatorul va vedea un imn spiritist, Sursum, muzică primită prin spiritism. Cea care se aude acum? Este un cântec trist de vioară, un cântec care se repetă, dar iată încă o dovadă a complexității activităților spiritiste pe care HD-ul le-a avut aici, la castel. Tot în această cameră, vizitatorul va vedea cărțile Iuliei, cele trei cărți. Da, publicate post-mortem. Da, au fost publicate postum la Paris și apoi la București, trei volume, Mugurii de aprilie, Cavalerie, Teatru, Legende și Povestiri. Ce preocupări avea! Da, aceste trei cărți sunt încă o dovadă, încă trei dovezi imense ale geniului Iuliei HD-ul. Dacă până la 16-17 ani a putut să scrie, bine, a fost publicat post-mortem, dar să scrie un material care să încapă în trei volume de cărți, oricine își poate imagina cât de departe ar fi ajuns Iulia dacă ar fi trăit peste 19 ani. Momentul Sorbona. Iulia este prima româncă. Prima româncă admisă la Universitatea de la Sorbona. Acolo unde Iulia deja își pregătea licența, vroia la 20 de ani să devină doctor în filosofie, în litere. Iulia s-a ambiționat. În ciuda bolii, Iulia a știut cât de gravă este boala. Tuberculoză. Ftizie, așa se numea în pe acea vreme. Tuberculoza. Iulia, în toate scrisorile, în toată corespondența dintre tată și fiică, Iulia a căutat să-i ascundă gravitatea bolii tatălui. Un semn de mare maturitate. Probabil simțind iminența... Și o dramă imensă. O dramă imensă. Pur și simplu exista o luptă interioară. Tocmai de aceea tragedia a fost atât de mare. Tocmai de aceea șocul a fost atât de mare pentru savant, pentru... Până în ultima clipă a spus speranțele în ceea ce au spus medicii. Că este o simplă bronșită, că este o răceală, că va trece. Văd cale, motivul acestei flori. Da. Cala. Cala reprezintă moartea timpurie, moartea prematură, moartea Iuliei. Pe catafalc întinsă de flori împresurată, stă albă și frumoasă, la cap îi ard făclii, în jurul ei se adună mulțimea înfiorată și gurile sunt mute și mințile spustii. Poezia a fost de neiertat, scrisă de Alexandru Vlahuță, moment inspirat de înmormântarea Iuliei. Sigur că am trecut în camera calelor, cala fiind simbolul morții timpurii, dar pentru că nu insistăm pe astfel de lucruri și vrem să ne bucurăm de flori, am invitat-o pe Sabina alături de mine. Bine v-am găsit! Sabina, mă fascinează ce văd aici și vreau să-mi povestești. De ce ai venit cu florile? Ai și cale, dar am văzut și o grămadă de alte flori și
Ce propunere de aranjament floral ai tu? Există astăzi o explicație în spatele florilor pe care le am astăzi aici. Realizăm astăzi un aranjament cu flori de sezon, însă au și o însemnătate aparte, pentru că suntem într-un loc atât de special și pentru că ne amintim de Iulia Hașdeu. Am aici în dreapta mea florile ei preferate. Este vorba de margarete, care acum, din fericire, le avem cât de proaspete se poate, pentru că sunt în sezon. Iar în stânga mea sunt calele albe. Sunt niște flori extrem de elegante. Așa cum ați menționat, într-adevăr, aduc aminte de... au acest simbol al morții timpurii. Într-adevăr, sunt folosite și în aranjamente mortuare. Dar eu cred că putem să ne bucurăm de ele și în aranjamentele de zi cu zi, în aranjamente elegante, cum spuneam. Este un pic mai dificil să le potrivim, pentru că sunt foarte diafane și foarte pure, să le zic așa, și este complicat să găsim o combinație perfectă. Parcă mă uit așa în stânga, văd multă eleganță, mă uit în dreapta și văd așa foarte multă, nu neapărat sălbăticie, dar puritate, și parcă mă duc așa cu gândul spre niște câmpii frumoase pline de margarete. Hai să începem să ne faci o demonstrație. Chiar acum voi începe și voi folosi o parte sau poate chiar toate calele pe care le am aici. Voi începe să fac un aranjament inspirat din stilul Ikebana. Aranjamentele acestea sunt destul de aerisite, ceea ce în principiu este foarte util pentru cale, pentru că ne focusăm mult pe frumusețea lor, pe eleganța lor, pe modul în care trebuie puse în valoare și niciodată încărcate. Veți vedea, dacă observați, există chiar și mirese îndrăznețe care își doresc calele pentru ziua lor specială. Veți vedea că ele aleg să aibă ori un buchet doar din cale, ori foarte puțină verdeață sau alte flori și așa mai departe. Deci depinde foarte mult ce folosim cu ele, pentru că sunt niște flori mai speciale, într-adevăr. Tu, dacă începi să vorbești despre flori, cred că poți să vorbești neîntrerupt mult și bine. Corect. Iubesc foarte mult florile și mereu mă documentez să aflu cât vrute și nevrute despre... Îmi place cu cei care lucrez să am, cum să spun, cât mai multă deschidere și cât mai multă, nu știu dacă să-i zic chiar educație, dar eu cred că așa ajungi să prinzi dragă de ceea ce cumperi, de ceea ce decorezi, dacă știi cu adevărat ce înseamnă. Dacă știi de unde provin, dacă știi povești despre ele, cred că contează foarte mult lucrul acesta. Ai studiat undeva în mod special cu florile? Da, am avut norocul să merg să fac un curs în acest domeniu în afara țării. În momentul respectiv era doar un hobby și iată-mă acum cu propria afacere în acest domeniu. În momentul am fost în Londra, Covent Garden Academy of Flowers se numește școala care mi-a spus, așa să zic, primele baze, primele cărămizi ale cunoștințelor mele despre flori. Cam asta e povestea, să spun așa, de la bun început. Ce important e că tu ai și o poveste pe lângă povestea proprie a florilor. Adică aproape că stai să mă gândesc dacă aș oferi un buchet de flori cuiva făcut de tine, eu îi l-aș oferi și cu CV-ul tău. Eu nu știu cât, știți cum e, o parte e talent, o parte e muncă. Cu florile e foarte important să testăm, să încercăm. Într-adevăr, studiile ajută, doar că cred că fiecare are propriul lui stil și am întâlnit persoane extrem de talentate care nu știu dacă erau neapărat formate pe acest domeniu, dar fac lucruri cu sufletul și cred că contează foarte mult și asta. Și se vede? La tine cel puțin se vede lucrul ăsta. Da, chiar iubesc florile și m-a urmărit așa toată viața. A fost ca o limbă, să zic așa, pe care n-a fost nevoie să o învăț, pentru că părinții mei sunt cadre didactice și parcă toată viața am fost învățată să iubesc florile. Am avut... În mod sigur, mămica ta venea de 1 martie. Da, nu doar de 1 martie, că să zicem, ăla este un moment în care mai toate femeile primesc, sunt răsfățate cu flori, dar cred că
sfârșiturile de an școlar, începuturile, și era un obicei frecvent să o văd cum le îngrijea și inclusiv pe cele primite de la noi. Ai avut o relație frumoasă cu mămica ta? Da, am în continuare cu toți membrii familiei mele și sunt tare mulțumită și fericită și binecuvântată că ne înțelegem foarte bine. Și am o fetiță și cultiv. Pun apă la rădăcină, ca la floare. Foarte pentru bine, relația exact, asta. Exact, contează. Și știu că tu cunoști povestea unei anume broderii Din Camera Calelor. E vorba de un tablou din incinta muzeului. Un tablou care a fost făcut chiar de mama Iuliei Hajdeu în urma decesului fiicei. Conține chiar florile despre care am amintit ca fiind preferatele ei. Avem motivul Margaretei, avem chiar și motivul floarei miresei, care, deși este brodat, este clar acolo un simbol care trimite cu gândul către această idee că o moarte prematură a lipsei cununiei, exact. Este super, super special. Eu când l-am văzut, mi s-a părut efectiv, cum să spun, ca o bijuterie. E ceva care merită văzut, cu adevărat. Mai puțin, mai avem aici câteva goluri și... Și aranjamentul Iulia Hajdeu e aproape gata. Este aproape gata, da. Putem chiar să încercăm. Ăsta e un lucru pe care nu l-aveam inițial în minte, dar am putea încerca să punem și Margarete, nu? Margarete, eram sigură. Ca să-l declarăm cu adevărat un aranjament dedicat Iuliei. Îmi plac tare mult. Mi se pare că inițial eram reticentă, dar pentru că le văd așa într-o zonă mai sălbatică, dar cred că îmi completează frumos. Sunt totuși elegante. Am să aleg câteva de aici și am să completez aranjamentul. Galbenul ăsta e... Da. Și se completează frumos și cu o pată frumoasă. Da, exact. E o pată de culoare. Galbenul atrage destul de mult atenția, dar într-un mod subtil. Îmi place. Cred că am să mai adaug câteva. Tu ai o legătură specială cu castelul Iulia Hajdeu, cu muzeul Bogdan Petricei cu Hajdeu? Sigur că am, pentru că eu sunt câmpineancă și am crescut cu vizite la Iulia Hajdeu. Am auzit, am învățat la școală despre toate poveștile din castel, din ceea ce implică viața lui Bogdan Petricei cu Hajdeu. Și atunci, normal că pentru mine este o ocazie specială și chiar sunt un pic obișnuită de emoții să fac și ceea ce îmi place și locul, evident, n-are cum să fie decât o inspirație. Da, normal. Și crezi că poți cumva, ai posibilitatea să dai și altora din bucuria ta de a lucra cu florile? Sigur, asta și urmărim. Și ceea ce facem noi în Câmpina, precum și în colaborarea cu Castelul Iulia Hajdeu, ne propunem să încurajăm cât mai mulți dintre câmpineni și nu numai să urmărească lumea fascinantă a florilor prin diverse ateliere tematice pe parcursul anului. Superb! Suntem cam gata. Este într-adevăr un aranjament un pic mai puțin obișnuit față de cele pe care le cunoașteți compacte. Iese foarte mult în evidență detaliu și, cum spuneam, simbolurile pe care le-am menționat și cred că este foarte important să alterăm cât mai puțin modul în care găsim florile în natură. Spera. Știu că ești foarte nefericit, dar vom vorbi mereu. Sunt bine acum, nu mai sufăr. Lilica, tati, îmi este permis să știu numele planetei sau regiunii unde zbori, dacă acest nume este cunoscut de ființele umane? Suntem în camera... În camera dedicată experiențelor spiritiste. Se spunea și camera obscură, deoarece pereții acestei camere erau pictați cu un albastru închis, aproape negru. Aici aveau loc și experiențele fotografice spiritiste, adică Hajdeu nu primea doar mesaje spiritiste,
Hașleu chiar a încercat să fotografieze entitățile spiritiste, spiritele, da? Nu știu nimic despre acest lucru și a reușit să fotografieze? Avem expuse în această cameră două fotografii spiritiste, făcute pe întuneric complet, da? Deci nicio sursă de lumină. O dovadă că, într-adevăr, Hașleu a descoperit ceva. Spirite sau alte entități, clar, Hașleu a descoperit ceva. Ce altceva mai descoperea Hașleu și alături de cine? Că oaspeții cei care începuseră să aprofundeze ce era spiritismul? Prieteni de-ai lui din intelectuali care colaborau la revista Nouă, curioși care mai veneau din când, de exemplu, dar și personalități importante, cum ar fi episcopul Argeșului Ghenadie, care a participat la astfel de experiențe spiritiste. Pur și simplu, Hașleu a tratat spiritismul ca o știință. El a scris o carte despre spiritism, Sic Cogito, înseamnă așa cuget eu, așa gândesc eu în limba latină, în care Hașleu a explicat din punct de vedere științific spiritism. Ne întoarcem la această cameră. Am spus că pereții erau pictați cu albastru închis, aproape negru. Pictura din această cameră nu a mai putut fi restaurată. Se presupune că toți pereții erau pictați cu albastru închis, ca un fel de peisaj, cu animale, cu păsări, fluturi, simboluri ezoterice, creștine, peste tot, la ședințele de spiritism. Participau de obicei 3 sau 4 persoane. Una dintre ele era mediumul. Mediumul se afla în transă, era posedat de spirit, iar mediumul scria mesajul ca și cum era electrocutat, pe un manuscris. Mediumul scria mesajul ca și cum era electrocutat. Apoi Hașleu traducea mesajul într-un colț, din dreapta sau din stânga. Depinde în ce limbă transmitea mesajul, pentru că mesajele nu erau doar în limba română, ci și în franceză, în rusă, în latină. Limbi străine pe care, mai mult ca sigur, Iulia Hașleu le cunoscuse din publicii. Limbi străine pe care familia Hașleu, pentru că savantul nu a comunicat doar cu Iulia, a comunicat și cu spiritele altor membri ai familiei. Tadeu, bunicul savantului, Nicolae, fratele savantului, Alexandru Hașleu, tatăl savantului. Ce fel de lucruri comunicau ceilalți membri ai familiei? Sfaturi de viață. Da, sfaturi de viață. Păi foarte interesante, trebuie să fie sfaturile astea de viață venite de dincolo de viață. Să nu creadă cineva că primea cine știe ce mesaje enigmatice, ezoterice. Nu. Ca și cum ar vorbi față în față. Spuneți-mi câteva detalii despre momentele pe care le alegeau ei pentru a intra în comuniune cu... De obicei, ședințele de spiritism aveau loc seara sau noaptea, pe întuneric. Lumina în camera de spiritism pătrundea printr-o gaură, există o gaură într-un perete în camera de spiritism, pe acolo pătrundea lumina. Erau câteva lumânări aprinse în biroul savantului și lumina de la acele lumânări pătrundea prin gaură în camera de spiritism. Lumea bună începuse să se ocupe. Da, da, spiritismul era în plină ascensiune în secolul XIX. Burghezia. Da, da, da. Pur și simplu, în Europa de Vest mai ales, mai puțin în Europa de Est, dar în Europa de Vest spiritismul începea să aibă mii de adepți. Oare de ce? Avea legătură cu faptul că au și urmat niște frământări sociale, războaie, oamenii aveau nevoie să... Fiecare persoană care practica spiritismul avea un motiv. În cazul lui Hașleu, durerea. Durerea l-a împins pe Hașleu, alinarea durerii.
alinarea durerii. Asta este motivul pentru care HD-ul a practicat spiritismul aici. Dorința de a se reîntâlni cu fiica sa. Doamna Cojocaru Maria, înainte de a vă întreba câte ceva despre tortul acesta, care se numește, cum se numește? Iulia Hașdeu. Iulia Hașdeu. De cât timp faceți meseria asta, doamnă? De cofetar? De cofetar de 23 de ani. 17 ani am fost bucătar și de aici... Ați iubit mai mult dulciurile? Da. Tot ce-i frumos, de fapt. Ce v-a inspirat să faceți acest tort? Îmi place foarte mult tot ce am văzut la muzeu. Deci dacă m-aș duce de 200 de ori, nu m-aș sătura și aș medita și îmi face mare plăcere. Și am găsit multă inspirație pentru culoare, pentru tot ce a fost Iulia. Dumneavoastră lansați astăzi o prăjitură care se numește chiar prăjitura Iulia Hașdeu. Da. Și va rămâne așa. Așa va rămâne? Da. Prăjitura Iulia Hașdeu, ce trebuie să conțină ca să fie parte din personalitatea Iuliei? Culoare, culoarea preferată, care e pictura din muzeu, florile, margaretele, care vor fi totdeauna, indiferent naturale, artificiale, dar să fie margarete. Aici, colo, câte o cală. Și dumneavoastră ați făcut toate floricelele astea, margaretele și da, calele de aici, dumneavoastră le-ați făcut? Da, avem o echipă superbă. Dedicate? Dedicate, care lucrează cu multă iubire. Și echipa asta dedicată a dumneavoastră poate să ne spună și nouă rețeta prăjiturii Iulia Hașdeu? Foile, care începem cu ele. Da. Crema ganaș cu... Ganaș. Cu ciocolată belgiană și, bineînțeles, și cu alte ingrediente în ea, cu crema de whisky, cu cremete, cu mascarpone, apoi însiropate cu sirop natural din portocală și lămâie făcut aici în laborator. Culoarea glazurei este exact culoarea din camera calelor. Ați studiat, v-ați dus, observați și să vedeți exact care e nuanța? Da. Și acum ce montați? Montăm o margaretă. Iuliei Hașdeu îi plăceau tare mult margaretele. Margaretele, da. Câtă muncă este, am văzut. Există până și o picătură de rouă în centrul florii. Vă ia mult timp, doamnă, să urnați aceste prăjituri? Da, da, dar e plăcut și mai ales când creezi. E minunat. Și aveți satisfacție când prăjiturile eu dumneavoastră... Eu personal, fără margini. Credeți că i-ar fi plăcut Iuliei Hașdeu prăjitura dumneavoastră? Da, și dacă o rog de acolo, vine și îmi spune. Să vă întreb, să nu vă întreb, ați avut așa vreo... inspirație metafizică, doamnă, când ați luat hotărârea să faceți rețeta asta de prăjitură? Da, deci m-a surprins multe din mesajele care le-am primit, din cine m-a sunat și zic, cineva acolo mă iubește. Tot ce înseamnă turism înseamnă și oarecare cultură culinară și foarte mulți artiști, cel puțin eu știu, când am fost la Casa Memorială a lui Mozart, de la bombonele până la tot felul de prăjiturele și de căni și lucruri, evocau personalitatea lui Mozart. Așa că eu cred că v-ați gândit foarte bine să creați prăjitura Iulia Hașdeu, cu atât mai mult cu cât poartă în ea însemne din personalitatea ei. Ne aflăm în zona centrală. Ne aflăm în turnul central al castelului. Deci castelul este format din trei turnuri crenelate. Turnul din mijloc adăpostește
templul propriu-zis, biserica lui Hașdeu, locul de rugăciune cu reprezentarea înălțării la cer a Mântuitorului Iisus Hristos. Între aceste două oglinzi care duc către infinit, acest loc este construit, turnul central, ca o biserică, format din naos, pronaos și altar. Aici ne aflăm între cele două oglinzi paralele. Aici se află, de fapt, intrarea în templu și cine intra trecea printre aceste oglinzi paralele. Iar imaginea persoanei se multiplică, teoretic, la infinit între oglinzi. Infinitul este Dumnezeu, deci simbolic, trecând printre oglinzi, omul se îndumnezește. Omul trece de purgatoriu. Da, omul trece de la spațiul profan afară la spațiul sacru înăuntru. Aici omul îl întâlnește pe Dumnezeu. Se ruga aici Bogdan Petricei cu HD-ul? Da. Da, aici este locul de rugăciune al savantului, biserica propriu-zisă, în care vizitatorul va vedea, pe lângă statuia Mântuitorului, care se ridică la ceruri, apropo de bolta cerească, primul lucru pe care vizitatorul va vedea ridicând ochii, va vedea bolta cerească, având în mijloc triunghiul reprezentând Trinitatea și ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu. Această cameră este dominată de un stâlp care împreună cu două scări și un cadru metalic, un cerc metalic, la un loc, toate acestea formează un pocal, un potir. Paharul folosit de Iisus la cina cea de taină, Sfântul Graal. Desigur, portretul lui Bogdan Petricei cu HD-ul pictat de Nicolae Grigorescu. Prietenul său? Da. Parcă în această ipostază îi zâmbesc ochii. Cred că este unica ipostază în care putem spune că ochii au o altă mine. HD-ul este pictat la vârsta senectuții, după moartea Iuliei. Hașleu era un caracter introvertit, spre deosebire de Grigorescu, care avea un caracter extrovertit. Hașleu era în lumea lui, în lumea spiritistă. De aceea, privind tabloul, îl vom vedea pe Hașleu într-o postură sobră, dar nu mai este acel om care se dedica cu totul muncii sale de la Academie. Ne vedem un tată care își găsea alinarea, practic izolându-se de lume, intrând în lumea aceasta spiritistă. Dar pentru el lumea materială, lumea pământească, nu mai avea o așa mare valoare. El aștepta să se reîntâlnească cu Iulia. Momentul așteptării, întâlnirii cu fiica sa. De altfel, moment anunțat în primul moment de dicteu. Da, deci ne vom revedea. E clar că Hașdeu și-a reîntâlnit fiica prin spiritism. Am aflat povești foarte interesante despre întreaga familie. Poveștile astea, cumva, într-un fel sau altul, trebuie să meargă mai departe. Cum v-ați gândit ca patrimoniul ăsta cultural lăsat de familia HD-ul să ajungă la vizitatorii muzeului? Acesta este unul dintre motivele pentru care sunt eu aici. După 32 de ani de presă, am lăsat tot în urmă ca să vin aici și să onorez familia HD-ul, care a ales Câmpina, care ne-a lăsat această bijuterie, pentru că este o bijuterie, acest castel, care aduce cu el o poveste pe care ați aflat-o, o poveste tristă, dar mă gândesc așa, noi suntem în 2023,
Povestea castelului a început în 1893, odată cu construcția lui, și s-a finalizat în 1896, iar pe 2 iulie 1897 a fost inaugurat. Și mă gândesc că el a fost construit din durere, așa cum ați aflat, din durerea unui tată care a încercat să răstoarne cerul și pământul ca să simtă copila moartă mult prea devreme, o copilă genială de altfel. Și din această durere s-a construit acest loc. Din această durere și din rugăciunile și din încercările lui de a descoperi universul prin prisma tatălui suferind, s-a făcut acest lucru. Noi cei de azi, sau eu cel puțin, asta o intenționez să fac și sper să iau alături pe colegii mei și pe toți cei care gândesc și iubesc Câmpina, este să, așa cum spuneam, să onorăm acest lucru, să facem cunoscut acest loc și celor care nu-l cunosc, dar și celor care odată, poate că au venit aici acum câțiva ani și n-au mai venit. Dar pot să descopere o altă perspectivă acum? Da, pentru că locul acesta cercăm să-l facem mai viu, să-l facem mai prezent și din punct de vedere al tehnologiilor pe care le vrem să le punem la dispoziția vizitatorilor și prin acțiunile pe care le facem să-i aducem aproape în mod special pe tineri, pentru că acest loc este castelul Iuliei Hajdeu. Lor li se adresează în lor li se adresează pentru că Iulia poate fi oricând identificată drept colega de bancă a copiilor din clasa primară sau copiilor din clasele mai mari, gimnaziale, și de asemenea poate fi colega liceenilor. Și de aceea mă gândesc că prin acțiunile pe care intenționăm să le facem, începând din acest an, să o aducem pe Iulia și să-i aducem pe tineri alături de Iulia și să o descopere, pentru că Iulia a lăsat foarte mult în urma ei și din punct de vedere literar și dramaturgic și din punct de vedere al muzicii, al creației muzicale. Fiecare se poate identifica, fiecare din tinerii de aia se pot identifica. Se poate regăsi într-o... Se poate regăsi și mă gândesc că familia HD-ul reunită acum într-o altă dimensiune privește cu bucurie și se bucură atunci când spațiul acesta este populat sau sunt foarte mulți copii sau sunt vin tineri. Mai mult, Bogdan Petricei cu HD-ul moldovean, mama ardeleancă, moață de Apuseni, Iulia HD-ul munteancă. Cumva, cum spuneați? E România mare aici. E România mare aici. Da, mă gândesc ca acest loc să fie un loc de întâlnire. Să fie un loc de întâlnire pentru toată lumea, să fie un loc întâlnire între două lumi, să fie un loc întâlnire pentru toți românii, românii de pretutindeni, românii din România mare, pentru că este o poveste, terenul acesta, domeniul acesta a fost achiziționat de familia Hajdeu, dar în acte proprietate, proprietar a fost doamna Iulia Hajdeu. Mama. Mama, da. Și după ce ei au construit aici și au amenajat lucrul acesta, aș dorea doamna Hajdeu ca o dată pe an familii din cele trei provincii românești, exact cum spuneai, din Ardeal, din Moldova și din Muntenia, să vină la odihnă la Câmpina. Poate vom reuși în câtva timp mai scurt, gândesc eu, să împliniți această dorință a familiei. Eu asta mă gândesc să fac, adică să-i facem vii. Iulia devine nemuritoare prin memoria celor prezenți. Dacă ne aducem aminte de cei plecați în altă dimensiune, ei trăiesc și sunt nemuritori. Și cred că domnul Hajdeu asta își dorea pentru locul acesta și pentru Iulia lui să fie nemuritoare. Și ca să rămână nemuritoare, trebuie să o facem prezentă în viața Câmpinei, în viața câmpinenilor, în viața României și a tuturor românilor. Pentru că intenționăm să organizăm ateliere de creație dedicate copiilor și tinerilor. Ne gândim la mai multe lucruri care să-i adune pe românii de pretutindeni. Avem un spațiu lăsat, un domeniu foarte frumos, curtea din spatele castelului unde ne aflăm noi, și cred că este un loc de întâlnire. Asta mă gândesc să facem din
din acest loc să fie loc de întâlnire pentru toată lumea, pentru iubitorii de frumos, iubitorii de muzică, iubitorii de istorie, pentru că HD-ul s-a implicat foarte mult în studierea istoriei românilor și a scris foarte mult. Și ar trebui să ne întoarcem și în zona aceea, pentru că știu că în ultimii ani sau locul acesta este cunoscut mai ales pentru tragedia familiei și pentru ședințele de spiritism care se făceau aici și întâlnirile care se făceau aici, și datoria noastră este să o facem și noi cunoscută așa cum nu a fost cunoscută până acum, prin creațiile ei, prin apropierea de, și iubea fantastic de mult țara. Iar la Paris se contrazicea cu colegele ei franțuzoaice pentru absolut orice. Chiar și apartenența limbii române la ginta latină și franțuzoaicele ei erau foarte circumspect, de că nu e așa. Se bătea pentru identitatea ei. Da, și era cam ce facem noi acum debate. Da? Ea era, a fost inițiatoare, să uităm că ea a fost prima româncă studentă la Sorbona, ceea ce este foarte, e un exemplu de urmat.